Este în legătură directă cu noi chiar acum, pentru că Ruxandra Luca, noastră colegă, are de livrat o frățioară, după cum s-a mai spus, dar perioada se tot amână. Mădălina, bună dimineața! Ai aflat de ce se întârzie apariția frățioarei? Neața, Răzvan, neața tuturor, noi am tot vorbit cu ea la telefon și am zis să vedem cu ochii noștri. Știți fraza aceea, din moment în moment îi se aplică perfect. Neața, Ruxandra, ne bucurăm să te vedem. Te auzi de două luni, eu tot las din moment în moment, dar nu mai las. Eu sunt aia veșnică gravidă. Ești la al treilea frățioară noastră, vine sau nu vine? Când ar fi trebuit să naști, de fapt? Inițial, la super începutul sarcinii, mi-au zis 21 mai. Pe urmă, 17-21 mai, pe urmă, în 20. Pe urmă s-a transformat în 10 mai, mi-a spus medicul la controlul de 9 luni, doamnă, dacă mai stă până pe 10 mai, ar fi o minune. Se pare că ea vrea să fie și o minune și cred că mai vrea să fie și o Elena. Pentru că mâine, Constantin și Elena, cine știe? Da, suntem așa pe ultima 100 de metri. Tu arăți foarte bine și o să te rog să te ridici. Știu că ți-e greu. Ați văzut, sunt dată cu parfum, sunt dată cu ruj, sunt... Deci nu pot să mă ridic. Nu. Ești superbă. Să te vedem așa și din profil, că lumea nu crede că tu ai burtică. Deci este aici o frățioară care cu siguranță nu se lasă până nu se face de 4 kg, cum Aris s-a născut mijlociul nostru cu 4,06. Deci ne putem aștepta. Da, nu te îngroșa foarte mult? Câte kilo ai pus? Eu nu m-am cântărit în această sarcină, vreau să vă zic, asta este rețeta succesului, să nu ne stricăm starea psihică. Nu m-am mâncat în limita bunului simț. Adică am încercat să mă mențin așa acolo niște parametri care să-mi permită să fiu sănătoasă. Dar cum te-ai descurcat în perioada aceasta de izolare? O să te rugăm să stăm jos, că este mai bine. Cum a fost în perioada de izolare? Tu mai ai doi băieței? Eu mai am doi băieți. N-a fost, deci inițial, sfârșitul lumii. Am trecut prin toate stările posibile. Plângeam seara la fiecare jurnal de știre și inițial mi-a fost super greu. Și cumva așa, ușor, ușor, mi-am găsit, nu știu, echilibru și puterea să o iau de la capăt. Departe. Cred că te-a ajutat și soțul, trebuie să spunem că este cu ochii pe noi, ne-a supravegheat până acum, aici sunt niște reguli de siguranță, mai ceva ca la spital, am trecut prin 3 filtre ca să putem să ajungem la tine. Vă rog, salvați-mă, vă rog! Da, deci n-ați văzut așa ceva, adică poate oamenii nu cred. La noi în casă, într-adevăr, salon de spital este domnul tata al copiilor. Ne-a dezinfectat tot. Am trecut, v-am spus, prin multe filtre. N-apare la cameră, nu e foarte dornic să fie în față, în schimb, ne protejează ea aici. Ne-am ieșit 2 luni din casă. Prima dată când am ieșit la control, am făcut un atac de panică, vă zic sincer. Ce am început e cumplit să treci de la un... Uite, cocoș. Așa e, noi la țară. Deci să treci de la un stat de ăsta numai între patru pereți, brusc. Eram super anxioasă în preajma oamenilor. Transpiram abundent, mi-a fost o teamă atunci. A fost o experiență cumplită și singură. Ca să le spunem și celor alte femei care sunt însărcinate că sunt anumite stări prin care treci și sunt cumva normale dacă ai un sprijin alături de tine. Atunci eram singură, singurică, pentru că nici nu aveai voie să mergi cu un însoțitor, nici în spital să te însoțească nimeni. Deci dar era complet interzis. Dar acum, dacă ar fi să naști, poate să vină soțul să te viziteze? Nu. Deci, în principiu, așa ceva este exclus. Nici să te însoțească, nici să te ține de mână la naștere, nici să te viziteze. După aia, practic, sunt primele 3 zile din noua noastră viață. Mă tot gândesc, mă rog, 3 zile pe care nimeni nu o să ne le mai dea înapoi vreodată și pe care noi le pierdem împreună. Dar... nu vreau să gândesc așa, adică, ok, da, ăsta e adevărul, încerc însă să trec peste treaba să asta și să mă gândesc că după aceea, știi, vom avea până la urmă o viață întreagă împreună și poate mai face, frățioare. Copiii ce fac, unde sunt? Fac școală online? Albert e la școală, într-adevăr, ăsta mic, e argint viu, e pe aici, pe undeva, n-ar fi exclus la un moment dat să-l vedem aici, că sare, se urcă pe mine. Are tot felul de nume pentru asta mică. Dar te-ai hotărât la un nume? Da, Elena trebuie să fie. Nu, deci Elena, o dăm Elena și mai găsim un nume. Venim și noi cu idei din redacție. Vă rog,
Deci la un moment dat am întrebat, am primit 4.000 de idei de Facebook, 4.000 de comentarii, tot felul de propuneri de nume. Să facem un poll, să alegem. Așa facem. Aris vrea înghețata cea mai dulce. Sau bombonica cea mai scumpă. El vine cu tot felul. I-a zis, mami, dar un nume de om putem alege și noi? Pe final spunem doar atât. Știu că tu ți-ai făcut testul de COVID. A ieșit chiar ieri. Deci practic n-am 24 de ore încă de când sunt ok. Era și la în ce izolare și în ce condiție aici stricte mă ține soțul. Bărbatul meu nici n-ar, da, nici n-ar fi posibil altceva. O să le repet în caz că frățioara nu se hotărăște până mâine, o să-l repetăm și la două zile, la două, trei zile și vedem de acolo ce va fi. Ok, trebuie să încheiem pe final, mai ridic o dată să te vedem puțin. Eu sunt aia nevorbită, tu îți dai seama ce mă fac în momentul în care ajung în platou, s-a terminat, nu mă mai chemați. Noi rămânem să mai stăm de vorbă cu tine un pic aici sub supravegherea soțului și așteptăm pe frățioară. Doamne, dar eu... Răzvan Danina, păi la voi. Mulțumim. Nu mă ridicați că eu hei, nu mă mai puneți să mă ridic. Și nu mă chemați în platou că nu vin. Mi-am pus rochița asta până în buric, practic. Femeie în toată firea cu doi copii acasă. Ce asta e, rochiță? Doi copii jumate. Îmi zice și pe TikTok. Ce e asta? Rochiță? Says who? Says Calvin Klein. Da, nu mă mai chemați. Și bagă, când se alintă Luca, bagă privirea lui Viorel, la lui Vulpița. Ați văzut? Nu mai, lăsați-mă imagine, mai. Da, ne dor de tine, Luca. Te așteptăm în platou să vină frățioara cât mai curând, ca să avem și noi motiv, când avem motiv de chef în perioada asta. Ce e, mă, cu voi? De ce v-ați luat două lăs de bere? Păi nu-s cu Luca. Și ce legătură aveți? 16 cu? Trebuie să fim maxim dacă vrem să ne îmbătăm de... Da. Am putut noi să facem asta pe Zoom și pe WhatsApp. Nu facem asta noi. Asta e că noi toți suntem 16, nu ca la alte producții. Da,